seara, doamna Elizaveta. Eu mă numesc Constantin, sunt de la compania Livrare Flori și am venit la dumneavoastră cu un michețel frumos din trandafiraj, care vreți să-l în mână. Și o tortă smântânel, ca să vă îndulciți dumneavoastră și cei dragi. Sau puteți apucați mai bine de fundiță ca să fie mai comod. Bănuiți din partea cui ar veni surpriza? Nu, prisip. Păi spuneți în glas, auzim toți. Din partea verișorilor. Leonea, că m-am priceput un pic. Nu, sigur, Leonea, dar... Leonea, Mariana și Stella. Nu, sigur, dar totuși atașat la surpriză avem și un mic bilețel. Anii trec și așa mereu vor trece, dar nimic nu este în zadar. Fiecare clipă o petrecem, rupând file ușor din calendar. Când ajungi încet la o etate, viața ți amintește cum a trecut. Are totul mare însemnătate, chiar de nu e așa cum tu ai vrut. Cea mai mare realizare a vieții sunt copiii buni și iubitori, bucuria o înmulțesc nepoții, ce sunt harnici, bravi și silitori, și prietenii ce au rămas o mână, dar mereu, la bine și la greu, o urare, astăzi vin să vă spună, să vă aibă în pază Dumnezeu. Să fiți fericită întreaga viață, cu cei scumpi alături la un loc, orice zi trăită cu dulceață, sănătate, multă și noroc. Să simțiți și acum încolo iubirea. Vă urăm gând vesel și curat, să trăiți cât mai senine zile și să fiți cu sufletul împăcat. Cu drag, din partea celor dragi, Mariana, Leoșca, Francesca și Sveta. Trebuie să vă anunce micul bilețel și aveți ocazia să transmiteți un mic mesaj de mulțumire prin intermediul nostru. Da. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul la Leonea, Mariana și Stella, totodată și la Francesca, și să le spun că nu m-am așteptat. Sunt foarte mulțumită de ajutorul și vă rog, cum ați avut până acum, grijă de Sveta și ați susținut-o. Susțineți și mai departe. Vă mulțumesc din suflet. Livrareflori.md. Gestul contează.